strălucește de strajă, strălucire și pe unde trece, totul prinde viață, înflorește. Apa care din fântâna fiilor lui Israel a adăpat întreaga turbă din câmpiile Betel. Apa care a curs atunci, ea mai curge și în prezent din fântânile săpate după Vechiul Testament. Apa care ei din palme au sorbit-o toți din mână sau paharul plin cu rouă stors de Gedeon din lână. Fraților din San Paris, cuvântul lui Dumnezeu este râul. Aleluia. Deși oastea filisteană omul le-a umplut, le-a înfundat ca să nu mai bea apă neamul binecuvântat, totuși ei, pocăiți de acum sau izraeliți de atunci, au săpat izvoare noi pe la vale și la munte ca să bea apă la lui. Nu era ușoară lucra când se întristau păstorii, când găseau fântâni stricate de vrăjmași, de trecători. Dar, în ciuda tuturor acar, de acum profet se vorbește de fântâna mântuirii care în pustiu înțășnește, care potolește setea altor oi ce stau în stână. Iată-l Domnul, femeia stă de vorbă la fântână. Iată-l pe Iisus la templu, iată praznicul cel mare. Domnul a vorbit mulțimii și a strigat cu voce tare. Cine-i însetat să vină? Cine-i însetat să știe, cine crede în Hristos va gusta din apa vie. Cine crede în Hristos va avea în piept izvoare care vor țâșni în sus în viața viitoare. Aleluia. El s-a referit la slava strălucirii pe pământ când veni va apa vie pentru oameni Duhul Sfânt. Râul care în piept țâșnește plin de pace și iubire, care pregătește pocăiții pentru ziua de răpirea. Râul care reprezintă milă, îndurare pentru fiecare suflet care crede vindecare. Râul care înverzește ale Domnului plantații, că din el își trag viața și surorile și frații. Apa vie, râul binecuvântat, pe al cărui țărmuri crește un popor răscumpărat, pe al cărui țărmuri prime, vin mulții, mulții, convoiuri, vin pescari ca să prindă pești din diferite soiuri. Adunările sunt pline, copilașii laude, cântă, iar predicatorii stau pe țărmuri ca pescari, că puterea cinzecimii înnoiește, cercetează după cum e scris în carte, Duhul Sfânt și azi botează. Aleluia! Dacă ele au fost izvoare pentru turmele de oi, astăzi Dumnezeu revarsă apă vie pentru noi. Aleluia. Oi se-au lovit în stâncă, iar de acolo a sâșnit apa care în pustie setea lor le-a potolit. În aceeași stâncă, iarăși, acolo pe Golgota sus, au lovit să curgă apă din ființa lui Iisus. Au curs apă, au curs sânge, au curs lacrimi și sudoare pentru mântuirea lumii Domnul pe o cruce moare. A murit în chinuri grele, însă Tatăl l-a înviat. Drept dovada învierii, Duhul Sfânt s-a revărsat. Mărturia lui Iisus e cuvântul prorociei. E râul care dă viață pe câmpiile pustiei, unde oile sărmane vin gonite de dușmani ca să-și potolească setea la fântâna fără bani. Unde vor primi izvoare și putere și cuvânt oameni care vin să ceară să primească Duhul Sfânt. Oameni care nu se îndoaie de cuvântul cel promis, despre această apă vie noi găsim că este scris toată slava strălucirii de pe muntele Carmel și Libanul și Sharonul. Toate vor veni la el. Orbii vor primi vedere, munții vor cânta cântări, căci în văile durerii se vor face vindecări. Nu e greu să pun accentul, să cunoașteți care sunt apele ce reprezintă ca simbol pe Duhul Sfânt. Apa care e arătată că e amară, că-i pe lin, reprezintă altă cale, Duhul care e străin. Apa vie, apa bună de izvor, e simbolul promisiunii Duhului Mângâitor. Aleluia! Darul care se revarsă peste oameni prin credință, după cum și ucenicii au cerut cu stăruință. Apa care curge în râul, după cum Iisus voiește, peste cine sau din pieptul celui care botezat, curg izvoare, curge râul, apă vie neîncetat. Nouă brațe, nouă daruri, Pavel ne arată, scrie, cum sâșnesc izvoare sfinte pentru oameni apă vie. Aș dori ca Dumnezeu să binecuvânteze. Amen. Slujitorii de aici. Amen. Să umple cu Duhul Sfânt. Amen.
ca Duhul Sfânt să nu se întrebe unde-i Moise de altă dată, ca să dea el îndemnul, să arunce în biserici în aceste ape lemnul, ca să vindece izvorul care se numește Mara și să curgă apă dulce iarăși pentru toată țara. Amin. Unde-i Elisei profetul să arunce în apă sare ca să fie vindecate apele din adunare? Domnul să umple biserica de slujitori. Domnul să-și împlinească biserica ca să ne ia apă vie. Amin.